importanță majoră. Am ieșit de pe strada părintească și mă îndrept spre casă cu supa pentru fimea. Și în, pentru că îi place supa făcută de bunica sa, supa cu găluși. Deci o temă importantă este tema tentației drogurilor psihedelice. Acum, din categoria drogurilor, pentru mine ce înseamnă drog? Drog înseamnă substanța care îți creează dependență și de care nu ai neapărat nevoie. Asta este definiția pe care eu o dau drogului. Și este o definiție foarte acoperitoare, care poate să includă în categoria drogurilor cafeaua, țigările, alcoolul, da? Sunt produse de care ne putem lipsi dacă dorim, însă ele au devenit un fel de rău necesar în societatea modernă. Aceste substanțe nu produc o alterare a stărilor de conștiință, sau, hai să spunem, nu una violentă. De exemplu, cafeaua te poate să te faci să te simți mai treaz. Țigările, de asemenea, te pot calma, cum zic unii, da? Iar alcoolul poate că este totuși din categoria psihotropelor, pentru că poate produce în cantități mari stări de alterare a conștiinței. A conștiinței obișnuite. Însă există o sumedenie de alte substanțe care acționează prin receptorii proprii ai creierului la nivelul conștiinței și care produc modificări importante, uneori chiar irreversibile, ale unor mecanisme sau funcții. În esență, boala de care suferă omul modern este plictiseala. Lumea se plictisește. Cu toții vor acțiune, vor diversitate, vor pe dracu să ia, cum se spune. Adică se spune în tradiția creștină că plictiseala este boala mâinilor leneșe. Adică dacă n-ai de muncă, normal că te plictisești. O să vorbim și despre LSD. Acum, foarte mulți o să spună, bun, și tu ne povestești din cărți sau cum. Nu, eu povestesc din perspectiva omului care până la o vârstă înaintată, matură, nu a consumat absolut nimic. Eu sunt exact modelul ăla de yoghin care nici alcool nu consumam, nu mâncam carne și nu mănânc nici acum. Adică de la vârsta de 15 ani am dus o viață ascetică. O viață în care nu am pus gura pe nimic. Nu țigări, nu alcool, nu... După care am început să fac experimente. Am zis, băi, e musai totuși să văd ce efect are, de exemplu, alcoolul. Și am băut alcool în diverse cantități, pentru a-mi dau seama cum influențează psihicul. Însă deja aveam o personalitate deja formată, o minte puternică, antrenată și o voință la fel, antrenată prin post, prin diverse forme de mortificare, și nu au fost din categoria celor care să mă încânte, să dea dependențe. Adică au fost substanțe pe care le-am luat odată, de două, hai, trei ori și după aia nu le-am mai luat pentru că nu mi s-a părut că au niciun fan, niciun haz, și odată ce m-am lămurit ce este cu ele, am renunțat. Și din categoria asta intră țigările. Deși la țigară n-am suportat și nu mă împac deloc cu tutunul, pentru că sistemul pulmonar al unui yoghin este incompatibil cu tutunul. De ce? Pentru că toate acele gudroane care se depun pe interiorul plămânilor opresc schimbul acesta de oxigen. Și oprind schimbul de oxigen, noi ăștia care suntem învățați să respirăm din plin și să simțim viața prin prana, prin chestiile astea, nu ne place ideea asta de tutun. Și evident că am încercat toate categoriile de lucruri care se găsesc în România. Da?
Deci nu pot să spun că subiectul mi este străin. Însă, concluzia pe care eu o trag, văzând mai ales generație tinere care vin din urmă și care au la dispoziție tot mai ușor aceste substanțe, este una îngrijorătoare. Și aici aș vrea să spun că tinerii consumă din două motive. Consumă din curiozitate și consumă din obiceiuri culturale. De exemplu, fumatul și alcoolul sunt obiceiuri culturale. Pentru că fiind o mare majoritate de oameni care încep să consume de la o anumită vârstă, imitând adulții, lor li se pare firesc să consume și ei. Și așa încep copiii să facă excese. Și e teribilismul specific vârstei. Băi, m-am spart, am fost aseară, beat pulă, am fost, mi-am vomat mațele, adică excese din acestea, excese vitejești, care le face lor impresia că sunt semne ale rebeliunii. Evident că ele sunt și pe fondul vârstei, că în zona pubertății, furtuna hormonală favorizează la foarte mulți tineri genul acesta de manifestări de frondă, de excese din acestea care să-i facă să iasă de sub autoritatea părintească, să-i transforme din copii în adulți, cred ei. Însă, vorba aceea, aici sunt substanțele legale. Mergem la zona aceasta ilegală. Legea românească, cel puțin, împarte drogurile în două categorii. Droguri de risc și droguri de mare risc. Iar ele sunt împărțite pe bună dreptate în funcție de efectul nociv pe care îl au asupra organismului. La drogurile de mare risc, de exemplu, în fruntea clasamentelor, se situează în cadrul substanțelor acestora tradiționale, în ghilimele, de tristă amintire, heroina și toate substanțele opiacee sau barbiturice, cum se mai spunea, rezultate din mac, din culturile de mac, da? Opiaceele au straniu efect de a produce în cantități foarte mici relaxarea corpului și somnolență, da? Și anularea durerii. Și aici avem, în cadrul medicamentelor, este tramadolul, care este pentru bolnavii de cancer, pentru cei care, așa, este un opiaceu. Iar astea sunt medicamente pe prescripție. Și apoi mergem către piața neagră, unde sunt celebrele bile, da? Bile de heroină, care se dizolvă în lămâie, se dizolvă în tot felul de mizerii și se injectează. Da? Și atunci vorbim, și evident că mai există și heroina care poate fi fumată, crack-ul, cum mi se mai spunea. În Statele Unite a făcut furori crack-ul. Acum problema cu cu heroina este că dă dependență de la prima utilizare la o anumită categorie de oameni. Sentimentul pe care îl dă este de plăcere intensă, orgasmul la heroina injectabilă. În rest, celorlalți le dă această aneantizare a emoțiilor, a a durerilor de tot felul, care de foarte multe ori lumea nu înțelege că durerile fizice vin ca efect al unei acutizări, al unei probleme psihologice, a unui conflict intern nerezolvat, care apoi se somatizează, adică o încordare psihologică se transformă într-o încordare fizică și în boală, în afecțiune, chiar în afecțiune cronică. Și oamenii, în loc să sape și să facă verificări în psihicul lor, bă, de ce sunt eu, bă, de ce am eu problema asta fizică, de ce mă doare nu știu ce, de ce am problema asta, ei aleg calea ușoară, da? Și se duc copii aceia, care le ușurează cumva și partea psihică și partea fizică, însă este o falsă ușurare pentru că nu se rezolvă problema. Apoi, spuneam că mai sunt o felul de substanțe, unele care sunt extrem de nocive, din categoria legalelor. Și aici este speed-ul. Speed-ul care este iarăși foarte la modă între tineri, între puști, și care este un amestec
Doar denumirea este comună, în realitate sunt foarte multe substanțe acolo nocive, care imită substanțele din natură și unele mai sunt și amestecate cu medicamente din categoria opiacelor, cum a spus acel tramadol, și care sunt foarte nasoale, deci care produc modificări biochimice la nivelul creierului, la fel cum sunt medicamentele neuroleptice administrate în regim psihiatric, cum e de exemplu Xanax-ul și alte mizerii, care chiar creează o dependență chimică la nivelul creierului. De altfel, se știe că este foarte greu să scapi de aceste, de acest tip de dependențe. E bine, tinerii noștri intră în acest căcat așa, fără nicio problemă, cu capul înainte. În orice grup pules de ăsta mai măricel, vine unul care, bă, nu vrem să încercăm ceva nou. Majoritatea încep cu iarba. Că hai să vorbim și de subiectul iarbă. Încep cu iarba, care e hi-hi-hi, ha-ha, drog recreativ, se fumează. Eu nu sunt un ipocrit, un puritan care să spun, vai, iarba este rea. Eu cred că iarba ar fi trebuit legalizată de mult, dar pentru că efectele nocive sunt sub cele ale alcoolului sau ale tutunului. Dar evident că orice chestie în cantități mari, industriale, îți poate face rău și poate da dependențe crunte. În primul rând, psihologice. Pentru că există două tipuri de dependență. Avem dependență chimică biologică și dependență psihologică. Da? Dependența de stare. Și o ciocolată bună poate să-ți dea dependența de dulce și de și te poate face cât China, pentru că tu nu te poți opri din mânca ciocolată. Dar asta este nu pentru că ea activează un receptor anume și care îți dă dependența chimică, ci este datorită faptului că ea răspunde unei probleme de ale tale și de fapt tu ai o problemă psihologică și dependența ta e din categoria psihologică. Sunt, de exemplu, criza de obezitate din Statele Unite și chiar din China este datorită faptului că se folosește foarte mult o substanță care dă o dependență chimică de alimente și îndeamnă la consum exagerat. E vorba de substanța care imită umami, cel de-al cincilea gust din tradiția japoneză, și nu mai știu cum se numește, o să-mi amintesc. Bun, și hai să vorbim și un pic și despre LSD. LSD-ul e la categoria grele. Dacă absolut orice alte chestii, cum e cocaina, heroina și alte chestii, te lasă, te pot lăsa după o oră jumate, hai maxim 3 ore, efectul scade, la LSD e nasol. Pentru că poate să dureze 14-16 ore efectul, la un timbru. Și dacă te-a prins pe o pantă nasoală, poți să faci o psihoză de toată frumusețea. Deci, genul ăsta de substanțe nu este pentru oricine. Și mai ales nu pentru tineri, nu pentru copii. Apoi mai sunt tot felul de ciuperci halucinogene, începând de la Amanita muscaria până la psilocibe, care iarăși unii le creditează cu faptul că ele ar fi dus la evoluția umanității, la apariția inteligenței de tip creativ. Eu am mari îndoieli în direcția asta, pentru că consumul uzual de astfel de ciuperci poate să dea anumite probleme de ordin relațional și chiar de integrare în societate, adică pot să creeze anumite rupturi în această stare de armonie cu lumea. Știu că unii o să mă contrazică, însă eu am exemplele mele. Și vorba aia, putem vorbi despre foarte multe substanțe. MDMA-ul, care e folosit și de psihologi, era folosit până în 92 în state și acum văd că vor să-l bage din nou, pentru că e foarte bun pentru catarsisul emoțiilor negative. Sunt plantele bazate pe datura, așa numitele rufii sau drogul albiolului,
care e folosit și în anumite tradiții șamanice sau tibetane pentru testarea stării de luciditate și de conștiință spirituală. Sunt din zona ayahuasca, este DMT-ul, da, care iarăși e foarte interesant, însă tot așa, părerea mea e că nu e pentru oricine. Tu trebuie să înveți mai întâi să cunoști această parte a vieții și a lumii conștiente până să treci la alte nivele supraconștiente sau mai știu eu. Ori aici avem o mare problemă cu oamenii care vin nepregătiți înspre zona asta și îi face praf. Adică după ce că tu nu reușești să distingi realitatea așa cum este prin filtrele minții tale naturale, tu mai adaugi niște filtre în plus, așteptându-te să găsești miracolele spiritualității sau mai știu eu ce rahaturi. Și chestia asta pe mulți îi distruge. Ca să nu spun că anumiți maestrii spirituali vorbesc despre consumul de orice fel de substanțe ca fiind unul impropriu practicii spirituale și că ele distrug, foarte multe dintre ele distrug canalele subtile prin care circulă energiile și perturbă grav corpul energetic și constituie un blocaj în calea unei evoluții spirituale autentice. În fine, ideea este că anual se descoperă 200-300 de substanțe noi care sunt folosite de diversi șamani în diverse zone izolate ale planetei și iubitorii de substanțe au acest deliciu de a descoperi noi și noi variante și chestii care funcționează. De exemplu, una dintre cele mai spectaculoase de care am auzit, dar n-am avut onoarea să o întâlnesc, este... se numește cumva tebernacoli. Este o substanță care e folosită în niște ritualuri de inițiere din Africa și care taie toate tipurile de dependență. N-ați auzit de așa ceva, probabil. Eu am auzit acum câțiva ani și că ar fi niște clinici prin Ungaria care folosesc chestia, dar ideea e că cam 1% din cei care le au mor de inimă. Deci e o substanță care e cu risc. Cu risc crescut de deces, nu dă altceva, nu dă nebunie, nu dă psihopupu. O să mă amintesc cum se numește și o să o scriu mai jos. Ideea de bază este însă că undeva la 80% din tinerii care încep cu alcool, țigări, formă continuă cu iarbă, cam după 5 ani, deci 80%, cam 5 ani le ia să ajungă la drogurile grele, la mizeriile alea care distrug creierașul și tulbură acest echilibru psihomental. Da? Și aici mă refer începând cu MDMA și alte mizerii, inclusiv chestii cum e ketamina, ketamina care distruge vezica, vezica urinară. Deci și tractul urinar. Toate acestea au un numitor comun și anume plictiseala, lipsa de orizont a oamenilor, evadarea din realitate, neplăcerea de a-și trăi propriile vieți, practic o fugă, un paliativ în fața problemelor, o încercare de a rezolva probleme. Și de asta spun că sunt oameni care, fugind de realitate lor, starea asta de amețeală, de confuzie și de orbecăială pe care le dau aceste substanțe, pentru ei este bună, așa simt ei că e bună pentru ei. De ce? Pentru că au senzația că în acest mod, măcar pentru o perioadă, au luat o pauză de la problemele lor, iar alții sunt din categoria celor care devin dependenți de nebunia asta, de starea ciudată pe care o oferă aceste substanțe. Cert este că cu cât ești mai echilibrat și cu cât ești mai experimentat și mai așezat pe picioarele tale ca personalitate și ca voință interioară, cu atât ești mai detașat de genul ăsta de tentații. Eu am văzut mulți copii, mulți tineri, mai ales în dosarele penale și în poveștile astea, foarte mulți ajung să devină dealeri pentru că nu-și permit banii, fondurile pentru a își achiziționa și atunci cumpără ca să revândă altora și să-și oprească și ei o mică parte. Și astfel, ăsta e mecanismul prin care mulți devin traficanți. Și sunt implicați activ în aceste rețele.
Iar unii prind gustul banului și chiar devin mari dealeri și ăia când cad nasol de tot, stau cu anii la pușcărie. Adică li se distrug viețile. Și de asta spun că zona asta nenorocită a drogurilor este o zonă care de fapt ține de gradul de inteligență și de gradul de adaptabilitate a omului modern în a-și rezolva problemele. Pentru că majoritatea celor care fac dependențe de orice fel, că e vorba de ciocolată sau jocuri de noroc sau curve sau mai știu eu ce, au o profundă criză existențială, o stare de nefericire undeva în spate, care așteaptă să fie rezolvată. Și atunci ei se aruncă tot felul de căcaturi, de exemplu păcănelele. Păi păcănelele, ăla e dependent de adrenalină, ăla trăie internat și în Occident sunt scule cu biofeedback, cu căști cu electrozi și spune și la urechi au sunetul și reușești să controlezi mecanismul acesta de producere al serotoninei și a adrenalinei. Da? Începi să devii conștient de atunci când apare nevoia și să știi cum să o canalizezi altfel. Și să ajutat cu psiholog, copilul ăla e învățat cum să depășească chestia asta și de unde îi vine problema, de fapt. E, în România, ciuciu, în România îi bagă pe metadonă, pe toți, de la cap la coadă, da? La ăștia cu dependențe chimice puternice, și revin și tot continuă ciclurile astea până când ajung la sevraje puternice și la apucat din nou consumul, iar cel puțin la ăștia care fac șocurile astea din substanțe overdose, da? Supradozele care se întâmplă mai ales la heroină. Aceste supradoze de fapt îi omoară prin faptul că ei nu cunosc mecanismul supradozei, nu cunosc faptul că dacă te-ai lăsat o perioadă, pragul de toleranță al organismului scade. E ca și cum ți-ai injecta mereu venin și la un moment dat trebuie să te oprești. Trebuie să te oprești pentru că ai atins o limită. Ei, dar cum te-ai oprit, gradul de toleranță scade. Tu nu mai poți, dacă reîncepi, să iei de la nivelul la care ai luat ultima dată, că te omoară. Da? Cu organismul crește rezistența, conform principiului celor care se antrenează cu șerpi, știți? La ce pui o picătură de o travă, pe urmă două picături de venin, trei picături și după aia când te mușcă, poate să te muște cinci șerpi și nu mori, pentru că tu ești imunizat. Dar dacă o perioadă nu-ți mai faci inocularea cu venin și nu menții nivelul de înveninare, atunci pragul de toleranță scade și dacă brusc te mușcă un șarpe, atunci mori, ca orice om normal. Exact la fel e și cu supradoza. Sunt heroinomani ăștia care la început le ajunge foarte puțin să aibă starea. După aia organismul se obișnuiește, crește pragul de toleranță, nu le mai ajunge, trebuie să crească și ei doza. Și cresc, la un moment dat iau doze imense ca să mai simtă ceva. După aia ajung în criză și se internează, stau o perioadă la reabilitare, după aia ies cât de cât curați, organismul e pe zero. Și când încep din nou, ei își amintesc că luau nu știu cât și bagă mult și aia îi omoară. La fel este povestea și cu multe alte substanțe. De asta spun, cei care au apucat pe acest drum, ca și concluzie, înțelegeți un lucru, că aceste substanțe recreative, aceste substanțe de societate duc întotdeauna la dezastru și la nenorocire dacă sunt consumate în exces, dacă nu știi să le utilizezi cu cap, pentru că totul poate fi o travă sau hrană sau medicament în funcție de cantitate. Și de asta tinerii care... Eu nu sunt extremist, eu și nici ipocrit, nu spun gata, nu mai consumați deloc. Toată lumea puritani, să trăim pe cum Hristos în deșert cu trei boabe de rouă. Nu. Trebuie să învățați fenomenul care în Occident se numește microdosing. De exemplu, au descoperit ăștia că microdozajul de LSD dizolvat în alcool și luat așa foarte puțin, dă acuitatea conștiinței fără să dea starea aceea psihodinamică, alterarea conștiinței. De asemenea, iarba,
dacă fumezi prea multă iarbă, asta îți provoacă niște leziuni neuronale pe lobul cerebral ce are ca asta, atenția și concentrarea. E responsabil de concentrarea, atenție și memorie. Și copiii ăștia își pierd memoria. Nu mai sunt buni la învățat. Deci, atenție, puștii care fumați iarbă, bă, aveți grijă că se pierde memoria. Puteți să ajungeți niște uituci. Păi cum faci, cum dai bacul, cum faci cu examene, cu toate astea, ăia care sunteți studenți. Și atunci, trebuie rar, cel mult o dată pe săptămână consumat. Asta spun specialiștii. Și consumat în doze mici, microdozing. Indienii ziceau așa, 3 fumuri este pentru relaxare, 6 fumuri pentru meditație, 9 fumuri pentru viziune, vindecare și somn. Da? Nu mai mult de 9 fumuri. Adică foarte puțin. Astea sunt lucrurile care întotdeauna calea de mijloc, echilibru și eu, deci repet, nu sunt ipocrit și nu spun, bă, gata, nu consumați deloc. Cel mai bine ar fi să nu consumați deloc, să n-aveți treabă cu ele. Dar dacă totuși ați intrat în această poveste, moderație, calea de mijloc, să nu vă afecteze viața, să nu vă bulverseze. Și dacă vedeți că aveți această împingere și atracție către ele, întrebați-vă oare de ce. Care este problema din voi? Ce anume se hrănește din acest exces? Ce parte a personalității voastre are nevoie asta disperată de așa ceva? Și atunci, dacă realizați unde este problema, atunci încercați să o rezolvați prin alte metode. Pentru că eu vă spun, din toți oamenii pe care am văzut eu, nimănui drogul nu i-a rezolvat nicio problemă. Și aici nu sunt ipocrit, nu spun, domne, s-a vindecat cu ulei de cannabis. Că ăla nu este psihotrop. Da, știu și eu oameni care și-au vindecat cancere cu ulei de cannabis. Dar de aici să spui că fumând iarbă te vindeci de cancer? Eu am cunoscut oameni cărora fumatul de cannabis le-a distrus șansa de a recunoaște din timp efectele și durerile specifice cancerului și care au murit cu cancer în ultima fază pentru că nu l-au descoperit la timp. Pentru că el fumând iarbă, asta îi mai micșora durerile, îi creștea pragul la durere. Și el nu și-a dat seama că, de fapt, el e bolnav copt. Dacă nu fuma deloc, probabil că s-ar fi dus la medic și ar fi aflat din timp că are cancer pulmonar. Și nu murea. Asta spun. Nu, să știți că cu CBD, deci eu am coleg avocat care a avut cancer de piele, a avut o chestie în zona nasului, a făcut 3 operații și care s-a vindecat cu CBD. Deci ce să spun? Sunt și boli care au acest fundament psihologic și, de exemplu, oameni care s-au vindecat cu ayahuasca. Eu nu neg, nu contest aceste lucruri, că metodele șamanice ajută, însă nu pe toată lumea și nu la fel. Nu trebuie generalizat. Și trebuie înțeles că, într-adevăr, natura este vindecătoare. Are acest dar, că plantele au această posibilitate, de la banalul mușețel și tei până la ayahuasca, da? Până la liana yaghe și mai știu eu ce substanțe mai sunt în ele, toate au un rol, au fost lăsate de Dumnezeu pe planeta asta și noi suntem cumva armonizați cu ele prin milioane de ani de evoluție, prin care le-am testat pe toate și le-am ingerat. Da? Suntem, avem receptorii potriviți pentru cam absolut orice. Însă problema este atunci când ceva din noi se dezechilibrează și ne face să ne sinucidem cu acest consum. De asta există o logică pentru care legea protejează oamenii și sancționează consumul de astfel de substanțe. Pentru că oamenii, mai ales tinerii, cei care sunt neexperimentați și care nu își înțeleg mecanismele minții, mecanismele sufletului, cele ale condiționărilor de tot felul pe care le avem în noi, sunt pradă foarte ușoară la aceste nenorociri și își distrug tinerețea, viața, o apucă pe o cale în care nu mai apucă, deci își ratează cei mai frumoși ani a vieții și își ratează, de fapt, sensul spiritual al vieții. Pentru ce ai venit tu pe planeta asta? Ca să te droghezi? Ai venit să înveți, ai venit să cunoști, să cunoști despre tine însuți, să te bucuri de viață, să îți împlinești destinul. Oricare ar fi ăla. Da? Creator sau să iubești, să faci lucruri. Oamenii ăștia
care exagerează și care merg în această direcție extremistă a curiozității, în ghilimele curiozitate, se deteriorează foarte rău. Și uitați, am un documentar, o să-l prezint la mine pe blog, este pe Netflix, apropo, despre un tânăr filmat, deci documentar, 35 de ani de consum de droguri. Să vedeți în 35 de ani cum a ajuns acel om. Astea sunt lucrurile pe care voiam să vi le spun azi. Știu că nu e un subiect foarte plăcut și fericit, însă m-am simțit îndemnat să-l abordez datorită unor discuții pe care le-am avut cu niște tineri pe marginea consumului de droguri și a teribilismului acesta specific vârstei, care îndeamnă pe unii să facă tot felul de excese și de teste cu viețile și cu creierele lor, care n-ar trebui făcute. Și cred că dacă acești copii ar avea această informație corectă, nu ar mai face aceste trăznăi. Trăznăi care, repet, unele pot fi urmări foarte grave, poate să-ți distrugă viața complet. Cam astea sunt lucrurile pe care vreau să vi le spun. Și o răzun. Ia să vedem că avem niște comentarii. Așa. Oșo spunea că LSD-ul e ițămasă odată în viață. E opinia lui Oșo. Eu nu cred că toți oamenii au condiția spirituală să și maturitatea de a testa LSD-ul. Sunt pline spitalele ăștia de la, așa, cu tineri care au încercat diverse. Adică inclusiv de la banala iarbă au făcut psihoze. De asta eu nu recomand. Nu recomand. Dacă tu știi că ai frici în tine, dacă știi că ai probleme, stai, bă, pe curul tău. Încearcă să-ți rezolve altfel problemele. Altul spune, altcineva, Victor, ce aș vrea să fiu puritan. Ce scuze. Ce consumă ce le place, dacă nu le-ar plăcea, n-ar mai consuma. Uneori se consumă și de plăcere. Așa. Toate ar trebui legalizate la semi-liber, cum este în Olanda, odată ce înțelegi ce prostii sunt, nu-ți mai trebuie, fiind interzise, dar culmea peste tot creează clienți fideli. Nu știu dacă e chiar așa. Eu, de exemplu, n-aș legaliza absolut tot. V-am spus, sunt multe cu probleme. În tot cazul, heroina aș ține-o sub 10.000 de lacăte și aș condamna la foarte mulți ani de pușcărie pe ăștia care se bagă pe traficul de opiace. E dorința de rush, da, pe care viața reală nu ți-o dă. E destul de complicat, greu să o atingi, practic comoditatea e de vină. Și asta, dar și faptul că nu e numai rush-ul ăsta. Tu poți obții foarte multe emoții puternice prin alte lucruri, prin muzică, prin tot felul de chestii. Și mult mai curate, în care să fii mult mai conștient de ele. Așa că drogurile nu sunt neapărat o soluție. Deci, Gabriel zice, am băgat și eu legale atunci când a apărut, să nu mai știu, în România și ne jucam Mima, dar la primul cand nu mi-a plăcut loc, eram gen beat mangă, dar puțin mai lucid. Sunt panara mereu și iarba și tot. Au fost niște vremuri în care se imitau tot felul de substanțe, de exemplu a apărut spice-ul, chiar cam pe vremea când era legală încă în România și, cum îi zice, Salvia Divinorum. Și Salvia, căutați filmări cu Salvia pe net, vă înspăimântați. Salvia, căutați Salvia 12X, să vedeți cum fac oamenii aia, de la un singur fum. Poți să le spui ce vrei, până nu-și dau seama singur, n-ai ce să faci, unii mai repede, alții mai târziu, unii niciodată. Și asta e adevărat, dar totuși încerc. Iarba e chiar o prostie, dacă să zicem LSD-ul, ciupercii, ayahuasca sunt o experiență spirituală, iarba e doar brainwash. Nu e adevărat. Să știți că sunt tradiții spirituale în care iarba este folosită ca și un... Adică, de exemplu, calmează mintea, dar nu în exces când dă somnolență. Și nu orice tip de iarbă, sunt sativa și indica, știți de diferențele. Adică un sativa, cum este, de exemplu, soiul Laughing Buddha, poate să-ți dea chiar o experiență apropiată de cea a unei stări de veselie spirituală. Așa, aiurea s-au vindecat, sigur că zic că uleiul de CBD ajută. Nu, v-am spus, eu chiar cunosc oameni care s-au
vindecat și chiar boli neurologice cu CBD, ci că e foarte bun la epilepsie. Așa, da, plantele sunt ok, dar trebuie să fie plantele locului de unde ești, dar tot susțin că, de fapt, corpul se vindecă singur, trebuie doar să crezi. Aici e o discuție interesantă și mă bucur că ai deschis-o, pentru că, în realitate, toate plantele au în ele energie solară, prana, care este modulată pe anumite frecvențe specifice, extrem de specifice lor, și care sunt percepute prin neurotransmițători într-un anumit fel și impactează conștiința. Dar noi, odată ce învățăm aceste pattern-uri, putem să le reproducem fără să mai luăm nimic. Și asta a demonstrat-o Robert Monroe, cel care a inventat conceptul de binaural meditation. Adică cu niște căști foarte bune și cu niște sunete care creează un gen de pattern-uri la nivelul creierului, poate să reproducă efectul oricărui drog. Și am încercat niște melodii astea, incredibil, chiar așa este. Deci, ce să spun, că în Tibet există ceea ce se numește ciulen, un fel de esențe florale care n-au efect psihotrop, dar care conține elemente din esențele pranice ale mai multor alimente și, practic, tu poți să trăiești doar cu acel ciulen pe perioadele meditative, hrănind corpul, neavând nevoie de mâncare, și astfel esențele fizice sunt hrănite prin aceste esențe florale. Multe discuții pe tema asta. În fine, mă grăbesc, trebuie să plec. O zi bună!